Stați acum câțiva ani, câțiva tineri din Sibiu care lansau o companie românească care s-a întins rapid pe întreg mapa mondului, o companie care folosea pentru multe scopuri tehnologia blockchain, se numește Elrond. Ei bine, Elrond a avut parte de un eveniment recent la Paris și o să aflați și de ce s-a întâmplat lucrul ăsta la Paris. A mers mai departe și devine ceea ce se numește acum, această companie românească, Multiverse X. E o transformare radicală. L-am invitat în această seară pe unul dintre tinerii antreprenori din Sibiu. Este vorba despre Beniamin Mincu, care este CEO și cofondator al acestei companii românești care s-a întins și e cunoscută în comunitatea celor care folosesc și implementează aplicații construite pe blockchain în întreaga lume, să ne povestească ce a fost cu acest eveniment de la Paris, unde ce surprinzător este că au venit, sau mă rog, surprinzător pentru cine nu cunoaște fenomenul și de fapt implicațiile lui în lumea viitorului, au venit oficiali sau au participat oficiali atât români cât și francezi. Am văzut acolo ministrul digitalizării din România, ministrul omologul său, ministrul digitalizării din Franța. Bun găsit, Beniamin Mincu, și mulțumesc pentru că ai acceptat invitația din această seară. A fost un eveniment care a atras atenția. Înainte însă să ne povestești de ce și cum, o să le arătăm celor de acasă cum au arătat lucrurile acolo. Voi ați invitat acolo oameni care au văzut de mult viitorul, au scris despre el sau chiar activează în industrii ce au implementat tehnologia asta în profunzime. Haideți să vedem imaginea și ne întoarcem. Where we're headed, what the future looks like with Multiverse X, with the metaverse, and how we can bridge that gap between what's physical and what's digital. No one is perfect in the beginning. Everybody has, you know, things to improve. We have lost the idea of truly owning something. Everything is relative. True ownership comes great de la ceea ce arăta și a lansare, dar și a eveniment care genera tot felul de experiențe. Blockchain. Când spui în multe locuri din lumea asta blockchain, mare parte dintre oameni se gândesc doar la criptomonede și e o discuție sau o conversație acum în întreaga lume care nu e deloc favorabilă criptomonedelor din diferite motive. O să avem timp să le discutăm și pe astea. Propun, Beniamin Mincu, mai întâi să mergem și să ne explici ce s-a întâmplat acolo. Clădirea era impresionantă, locul era la fel? Sigur. Bună seara, bine v-am găsit, Claudiu. Într-adevăr, la Paris am avut ceea ce am numit X-Day. Și X-Day a fost probabil cel mai important eveniment de până acum al ecosistemului Elrond, care a adunat unele dintre cele mai importante minți, antreprenori, creatori de tehnologie și produse din întreaga lume. A practic reprezentat momentul important în care am redefinit, repoziționat și transformat viziunea pe care o avem despre cum tehnologia blockchain poate fi folosită, care sunt produsele care
transformă această utilitate. Și în același timp am avut doi reprezentanți ai statelor, și anume România, ministrul digitalizării din România și ministrul digitalizării din Franța. Amândoi au fost nu doar prezenți, ci și foarte entuziasmați să facă parte din această conversație, care în parte a fost despre zona de blockchain și probabil și mai mult despre zona de metaverse, unde tehnologia blockchain cel mai probabil va avea cea mai importantă utilitate și produse în următoarea perioadă. Bun. Tot auzim despre metaverse, Facebook și nu e singurul, dar pare a fi cumva această companie Meta, cea care deține Facebook, și Mark Zuckerberg pare a fi unul dintre promotorii acestui concept de metaverse. Sunt construite avataruri, sunt construite lumi. Pentru unii pare joacă, dar în același timp, branduri, companii din întreaga lume au luat lucrurile foarte în serios și deja au început să populeze astfel de mici universuri paralele cu lucruri tangibile, în care poți interacționa, poți cumpăra. Da, ce aș specifica este că cel mai probabil până în momentul de față, ceea ce oamenii au explorat ca fiind ideea de metaverse, nu a fost neapărat cea mai fericită explorare. Produsele nu au fost foarte utile sau de natură să genereze foarte multă atenție, atracție din unghiul companiilor sau publicului. Cu siguranță au fost câteva companii care au explorat ideea asta, dar ce încercăm noi să construim și să accentuăm este că ideea de metaverse poate merge în mai multe direcții, dar în esență, pe scurt, ea poate fi văzută ca o, pe de o parte, un nou mediu de comunicare, mult mai expresiv, mult mai precis, mult mai evocativ. Pe de altă parte, este o extensie a internetului, vizual, interconectat, interoperabil, care poate reprezenta un fel de frontieră de explorare a ce înseamnă de fapt interacțiunea socială, ce înseamnă de fapt creația sau efortul creativ și alte lucruri de genul ăsta, iar Multiverse X încearcă să se diferențieze de ceea ce am văzut până acum ca fiind, nu știu, lumi sau produse de metaverse închise, prin faptul că oferim niște produse complet noi care deschid această lume pentru creatori din întreaga lume și care în mod deosebit are la bază tehnologia blockchain, care schimbă complet conversația legată de ce poate să însemne un metaverse. Deci, ca să înțeleg foarte bine, pentru că oricum această discuție despre metaverse e foarte la început. Noi suntem acum în zona în care privim concepte, într-o zonă în care explorăm internetul ca acum 30 de ani și ne uităm cum poate fi el folositor. E limpede că va fi un nou loc al interacțiunii, nu doar interacțiunea socială, ci și cea economică. Exact. Cumperi produse, brandurile mari deschid acolo canale de vânzare. Întrebarea e așa, că n-are cum să lipsească. Într-o mare parte acum a internetului, pe lângă toate lucrurile folositoare pe care le descoperi, accesul facil la informație, accesul și viteza cu care poți să ajungi la produse sau servicii pe care ți le dorești, e și o zonă extrem de mare în care te transpui. Ai intrat și nu mai ieși. Metaversul nu prezintă și el un astfel de pericol? Ai intrat acolo și te extragi dintr-o lume reală, poate care te apasă uneori prea mult? Ideea cu care noi venim, și aceasta poate părea o nuanță în prima fază, dar credem că este foarte importantă în așa fel încât evoluția acestei tehnologii să meargă în direcția bună, este ideea de multiverse, nu doar metaverse. Și în esența ideii ăsteia stă în faptul că recunoaștem că lumea fizică pe care o avem trebuie să fie dezvoltată mai departe. Trebuie să nu abandonăm această lume în procesul de explorare pe care îl vom urma,
dar în același timp avem nevoie de un concept care să dea spațiu și posibilitate de explorare și evoluție a lumii fizice, dar și acestei noi lumi. Întrebarea este cum poate fi făcută această explorare într-un mod în care ea nu înlocuiește lumea fizică, ci o complementează și extinde. Și atunci ideea de multiverse creează acest spațiu în care putem explora ambele lumi și putem stabili că produsele pe care le construim sunt la intersecția dintre lumi. Pot să fie benefice atât în lumea fizică, cât și în această lume virtuală sau digitală pe care o explorăm și o construim. Îți propun să facem un efort de imaginație. Să ne imaginăm că suntem peste 10 ani în același loc, că metaversul este deja populat de companii, de unelte precum cele la care lucrați voi, că în esență despre asta vorbim, despre niște unelte, că acolo este o concurență, oamenii au găsit și hardware-ul necesar pentru a fi accesibil metaversul și a deveni ceva uzual. Cum ar arăta o interacțiune într-o zi obișnuită a unui cetățean obișnuit cu metaversul, multiversul? Cred că 10 ani e un interval de timp foarte, foarte lung. Okay. Aproape că aș putea să spun ce se va întâmpla în următorul an sau următorii 2 ani și va părea deja extrem de util și interesant, după care putem explora cum arată și viitorul puțin mai distant. Ideea de bază cred că este următoarea. În momentul în care există un super app, adică o aplicație mobilă pe care noi o construim, se numește X-Portal, urmează să o lansăm foarte curând, care în esență îți permite atât să ai o extensie a ta sub forma unui avatar creativ, interesant, care îți permite să exprimi diferite lucruri despre personalitatea, caracterul tău. Acesta este un lucru. Pe de altă parte, în momentul în care ai tool-uri sau instrumente financiare care îți permit să folosești, să creezi și să interacționezi atât în spațiu virtual cât și în spațiu fizic și odată ce, să zicem, construiești o casă în spațiul acesta digital pentru care ești plătit bani digitali pe care după îi poți folosi cu un card în lumea fizică pentru a-ți cumpăra de mâncare, pentru a interacționa cu prietenii și a-ți construi lucrurile de care ai nevoie, după care mai departe mergi și poți interacționa cu prietenii pe diferite rețele sociale speciale care îți permit să interacționezi, cred că deja se creează un pod între lumi care este cel mai dificil pod de trecut. În momentul în care între lumile astea poți să traversezi foarte simplu prin apăsarea unui buton pe un telefon mobil, ai fundamentul pe baza căruia poți să aplici și realitate virtuală cu ochelari virtuali, realitate augmentată și toate celelalte tehnologii prin care poți îmbogăți experiența și crea o interacțiune și mai interesantă. Dacă e să merg 5 sau 10 ani în viitor, cred că cele mai importante lucruri pe care le avem astăzi, dacă ne gândim la entertainment, dacă ne gândim la educație sau dacă ne gândim la lucru sub o formă sau alta, aceste lucruri își vor găsi o expresie incomparabil mai eficientă în zona de metaverse decât ce există în momentul de față. Și aici mă gândesc la tot ce avem la nivel de Netflix în momentul în care se deschide și este cu interacțiune deschisă între oameni care participă în construcția unui scenariu care te relaxează, care te învață anumite lucruri, deja Netflix devine complet altceva. Observi cum Netflix poate merge la următorul nivel. La fel în zona de educație, dacă ne gândim cele mai bune platforme pe care le avem în momentul de față pe internet, sunt totuși foarte limitate din cauza interacțiunii limitate pe care o ai prin prisma computerului.
în momentul în care ai putea face parte dintr-un amfiteatru extraordinar, global, în care particip cu, să zicem, laureații ai premiului Nobel din diferite domenii și cu mii sau zeci de mii de oameni care pot interacționa în timp real, sau, mergând un pas mai departe, ești într-un fel de spațiu în care te întâlnești direct cu cei mai importanți oameni care au trăit în istorie și care te învață lucrurile pe care ei le-au înțeles și ți le predau, educația devine complet ceva complet diferit, iar mergând un pas mai departe, chiar și zona de business ia o complet altă formă în momentul în care meetingurile pe care le ai și discuțiile nu mai sunt pe Zoom doar, ci se mută într-o lume pe care tu o construiești, pe care o poți explora și pe care o poți împărtăși cu oameni importanți cu care încerci să închizi un anumit deal. Deci, internetul așa cum știm, așa cum îl știm, va deveni tridimensional. Iar interacțiunile mult mai profunde și la fel mult mai complexe și legăturile dintre lumea fizică, reală și această lume recreată sau creată de la zero. Descriai, Beniamin Mincu, mai devreme, însă și un exemplu de activ, asta, da, o casă creată în acest ecosistem. Cum dai valoare până la urmă unui activ, unei asset care nu există? Ideea este că, practic, dai valoare în același fel în care dai valoare unui activ și în lumea fizică, și anume creând o piață. În momentul în care activul există și oameni intră în această lume pentru a explora, pentru a construi, pentru a interacționa cu prieteni sau cu alți oameni din întreaga lume, practic, ce urmează este să oferim uneltele prin care vom putea construi lumi noi. Lumi, cum spuneam, pentru zona de business, lumi pentru zona de educație, lumi pentru zona de entertainment. Și toate lucrurile astea, în prima fază, vor avea diferite etape. Adică există o etapă de început în care tool-urile trebuie descoperite, trebuie înțelese, dar elementul important care permite transferul de valoare și definirea acestor active în așa fel încât ele să poată să fie schimbate, să poată să fie create, este tehnologia blockchain. Prin sau pe baza tehnologiei blockchain putem defini ce este un obiect 3D care ia, să spunem, forma unui NFT, care prin marketplace-urile care există deja poate să fie schimbat, cumpărat, închiriat și așa mai departe. Și odată ce poți construi aceste lumi noi și poți defini niște reguli pentru ele, practic aproape că vei putea rula niște experimente despre societăți alternative pe care le construim și le explorăm. Bun. Voi acum vă aliniați într-o călătorie umăr la umăr cu alte companii mari din întreaga lume care merg în aceeași direcție, care vorbesc despre metaverse, care își așează strategiile de business chiar și în astfel de direcții. Am pomenit puțin mai devreme compania Meta, care deține Facebook, care la fel investește masiv în. Care e diferența și cum va fi, sau dacă va fi complementar ceea ce voi construiți aici cu ceea ce Facebook sau alte companii din întreaga lume, poate dai niște exemple de tehnologii sau aplicații? Da, sunt într-adevăr foarte multe companii care înțeleg că următoarea decadă, următorii 10-20 de ani, vom vedea o dezvoltare absolut fenomenală în zona aceasta de metaverse. Oamenii înțeleg lucruri foarte diferite și cred că există descoperiri sau insight-uri care pot, deși par nuanțate, ele schimbă foarte mult traiectoria unui anumit domeniu. În mod deosebit, cred că direcția Meta, cel puțin în momentul de față, este foarte limitată din cauza faptului că toată discuția este în jurul VR glasses, a ochelarilor de
realitate virtuală, care durează foarte mult până vor fi disponibili și toată lumea îi va avea și care creează, încă naște niște, nasc niște probleme care nu au fost rezolvate. Diferențierea pe care noi o propunem este nu doar aceea că încercăm să vedem care este versiunea ideii de metaverse care poate avea cel mai mare impact pozitiv în societate, care permite oamenilor, cum spuneam, să interacționeze într-un mod mai productiv, într-un mod mai profund, care permite tinerilor, să spunem, să acceseze sau să creeze noi oportunități și în același timp, prin trei produse noi pe care le-am anunțat la X-Day, definim o traiectorie prin care spunem că, unu, cea mai importantă descoperire a noastră pentru care am și regândit întreaga direcție și poziționare este faptul că un metaverse nu poate exista fără să aibă la bază un blockchain. Și de ce nu poate exista? Păi sunt mai multe elemente care țin de persistența datelor, de o definire a unor reguli care nu se pot schimba și ar trebui să fie non-arbitrare, care toate țin de acest element de blockchain. Odată ce acest element există, sigur, există alte probleme, cum ar fi ideea de a permite tuturor oamenilor să interacționeze cu tehnologia asta nouă, la fel cum majoritatea oamenilor astăzi au internet. Și asta este ce ne propunem noi prin Exportul, și anume să deschidem această oportunitate, să permitem oamenilor să interacționeze și să interacționeze foarte simplu cu, nu numai cu tehnologia, cu crearea de valoare, dar prin aplicația aceasta de mobil cu care vei putea să accesezi atât banii fiat, cât și zona crypto, cu un card prin care vei putea face plăți atât în spațiu de metaverse, cât și în spațiu fizic, ai elementul de bază care este podul între lumi prin care să poți să începi să creezi aceste active de care povesteam, să poți să le schimbi și, având o piață pentru ele, să începi să poți crea o întreagă lume. Acum, toate lucrurile acestea vor lua mult timp și există pași foarte importanți la care ne gândim, dar ce cred că este extrem de important este că, sub o formă sau alta, următorii 10-20 de ani vom redescoperi cât de largă sau amplă este această idee. Ce au înțeles cei doi oficiali care au venit acolo? De fapt, ce interesa pe ministrul digitalizării din Franța? Au înțeles două, trei aspecte. Unu, tehnologia de creare a unui metaverse este foarte importantă și și-ar dori să aibă companii care construiesc aceste tehnologii și care le oferă companiilor, guvernului și oamenilor din Franța. Au mai înțeles că Elrond are o comunitate foarte mare în Franța cu zeci de startup-uri care construiesc pe blockchain-ul Elrond, care acum se poziționează Multiverse X. Și înțelegând aceste lucruri și înțelegând că acesta poate fi un moment de cotitură pentru întreg domeniul de metaverse, ar vrea să facă parte din această poveste. Tocmai de asta a fost în mod deosebit ministrul Franței, ministrul digitalizării din Franța, a fost nu numai la eveniment, dar a avut mai multe discuții cu noi, cu echipa, în așa fel încât să încerce, pe de o parte, să ne convingă, sub o formă sau alta, să continuăm să fim prezenți în Franța, și pe de altă parte, pentru a explora diferite oportunități, chiar și pentru guvernul francez și companiile din Franța. Bun. Spuneam la un moment dat, în cursul discuției noastre, că o să vorbim în seara asta și despre cripto. Voi sunteți o companie care așa a devenit cunoscută internațional pentru că ați lansat o criptomonedă.
O piață a criptomonedelor care este probabil într-una dintre cele mai negre perioade. Falimentul anunțat al unui crypto exchange, cred că se numește, a stârnit furie la nivel internațional și a ridicat semne de întrebare legate de seriozitatea acestei industrie. De fapt. Da, cred că tehnologiile cu potențial foarte mare vor trece în mod natural prin diferite faze. Există faze incipiente, există faze cu provocări foarte multe, dar pe această cale toate provocările sunt de fapt naturale. Important este că, într-adevăr, există companii care depun efort foarte mult și chiar și în cele mai grele situații de piață și așa mai departe, creează conferințe internaționale cu miniștri prezenți și așa mai departe, și aici mă refer la ce am încercat să facem noi și ce am reușit să facem. Și în același timp cred că întotdeauna vor exista companii care vor greși, care vor pierde direcția, și din lucrurile astea ar trebui să învățăm și în același timp să mergem cât mai rapid mai departe cu lecțiile învățate. Deci, frauda condamnată, dar nu blamată industria, spuneți. Ideea de bază este, niciodată n-ar trebui confundată o întreagă pădure cu un singur copac stricat. Acest copac ar trebui foarte clar condamnat, foarte clar recunoscut ca fiind ce a fost, greșelile analizate, învățat din ele și mers mai departe. De curiozitate, rămâneți o companie românească cu mare parte dintre cei care lucrați acolo români? 99% dintre oamenii care lucrează în momentul de față în Multiverse X sunt români. Nu avem niciun fel de, să zicem, limitare de genul acesta. Cel mai probabil vom continua să ne extindem în mai multe țări. Vom îmbrățișa oameni super talentați de oriunde ar fi ei, dar e clar că punctul de la care am plecat nu poate fi schimbat și el este din România, așa că ne bucurăm. Și iarăși, de curiozitate, la Sibiu rămâneți? La Sibiu. Nu v-ați mutat? Avem mai multe birouri între timp și continuăm să ne extindem și partea asta cred că se va schimba foarte mult în următoarea perioadă. Avem foarte mulți colegi și în Cluj, foarte mulți colegi și în București. Până la apariția multiversului, metaversului, drumul București-Sibiu sau Sibiu-Cluj, cred că ia în continuare destul de mult timp. Cu siguranță. Cu siguranță, dar nu văd niciun fel de problemă acolo. E parte din acest proces, din această călătorie și cred că următoarea perioadă, mai ales cu această tehnologie, cu produsele noi, vom putea și mai rapid și mai bine accesa piețe noi pe care să le putem servi și pentru care să aducem impact pozitiv, potențial disproporționat. Mulțumesc foarte mult pentru discuția din această seară, Beniamin Mincu. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că a stat până la ora asta alături de noi. Urmează știrile serii, nu plecați, rămâneți alături de Digi24.